Politicianul Severus Militaru nu a fost uitat de colegi și cunoscuți. Astăzi, când s-a împlinit un an de la trecerea sa în neființă, colegii l-au comemorat. Printr-un comunicat de presă, organizația PNL Gorj și-a exprimat încă o dată regretul pierderii acestui coleg special. De un an suntem mai singuri și mai triști. Pe parcursul acestui an, nu puține au fost momentele când fiecare dintre noi aveam nevoie de prezența lui, de spiritul său organizatoric, de obiectivitatea și de flerul său politic. În Penele Gorj, Severus Militaru constituia un factor de decizie, dar mai ales de echilibru. Severus a fost de asemenea un bun prieten al locuitorilor municipiului Motru și a reprezentat un reper pentru comunitate, atât ca deputat, dar și ca un politic. Acum este departe de noi, mai aproape de Dumnezeu Zeu, dar mereu prezent în gândurile noastre, lumina veșnică, se arată în comunicatul PNL Gorj. Severus Militaru a încetat din viață la vârsta de 46 de ani în urma unei răceli severe. S-a remarcat ca politician în special în perioada 2008-2012, când a câștigat un mandat de deputat din partea PDL. Cunoscut ca un expert în domeniul minier, Militaru a fost apreciat de colegi, reprezentându-i din postura de lider de sindicat.